Bună dimineața! Aici sunt ouă. Asta ai adus-o tu de la grădini? Da. Și ce ai făcut? Pentru ce ai adus-o? Ce facem cu ea? Ai colorat acolo? Sau ai pus ouă colorate? Ouă colorate. Mâine mâncăm ouăle alea? Da. Eu cred că nu mănânc. Mi-e teamă să nu mă doară burta de la ouăle astea. Ouă sunt de mâncat. De nim, 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 nim. Iubire mică. Claudita? Bună dimineața! Bună dimineața! Ia uite ce fetiță frumoasă, mâinte omuțată, o leoaică, spălată și curată. Așa de mult îmi place când e așa, bine, acum e și moleșită după baie. Când ai uscat părul, așa abia mai deschidea ochii. Este obosită? Și Florina a avut puțină treabă și am spălat eu copilașii pe toți trei. Și probabil o să mă certe. Da, o să mă certe puțin, mai ales, na, că tot zice să nu spăl pe Claudia singură, că e grea și... Da, îmi place atât de mult sentimentul și mă bucur atât de mult când pot să o bag în pat curată. Da. Ești obosită. Se pun acum mâncărica. Și aici păruțul. E ca o leoaică. De l-am dat așa mai sus. Pentru că în caz că vomită, poate reușim și nu murdărim părul. Asta este ideea. Spune mami și așa un prosopel. Așa. Da, frumoasă mea. Te aduce mami mâncărică? Se pune mami mâncărică la încălzit și pe urmă să merg să mă spăl și eu că asta e cam udă pe mine. Că dacă am spălat-o pe Claudița, m-am stropit. Deci am scăpat dușul ăla de o grămadă de ori. Am udat toată baia. Toată baia. Și trebuie să merg și eu să mă spăl repede să... că mi-e puțin rece. Sinceră să fiu. Da, opa. Mai întâi să îi pun Claudiei de mâncare. Și... după aia să băgăm copilașii la somn. Astăzi a fost așa o zi mai relaxantă. A fost bine că nu a trebuit să o ducem pe Melissa la grădiniță. Ce vreau să fac? Vreau să fac ceva. Am pus mâncarea, l-am încălzit. Ce vreau să fac? Nu mai știu ce vreau să fac. Ziceam că a fost o zi mai relaxantă. N-a trebuit să ne trezim să mergem de dimineața la grădiniță. Ceea ce a fost un lucru foarte fain. Eu nu știu ce a avut Daniela azi noapte, deci de pe la vreo 12 noaptea, deci după ce a dormit, s-a trezit. Și până pe la vreo 2:30, deci se plimba așa ca un titirez, se juca, ne aducea jucările, deci ne-a pus toate jucările în pat, le punea pe Florin așa să alunece, pe le punea și pe mine și ca să nu ne mai pună mașinuțele alea mici și care îi plac lui, eu le tot băgam sub pat și eu le căutam și nu știam unde sunt, dar nu știu ce a avut, că foarte agitat a fost, tot să se joace și alerga așa, ca un... dintr-o parte în alta, așa, eu nu știu de unde avea atâta energie la ora aia. Și apoi ne-a prins bine că n-a trebuit să ne trezim de dimineață să mergem la grădii sau alte cele. Și da, mai e cam o săptămână din an.
Mai am vreo două, trei chestii importante de rezolvat săptămâna viitoare. Sper să reușesc că săptămâna viitoare sunt două zile libere, 25 și 26, dar sunt mulți care au toată săptămâna închis la doctor, mă refer și la chestii de genul ăsta, la firme mai mari. Da, să vedem ce reușesc să rezolv săptămâna viitoare, dacă nu, mai las și pe anul care vine, mai facem și la anul. Că am făcut anul ăsta destule. Da, și cum spun, se încălzește mâncărică. Îi pun mâncărică. Da. Oh, ce-mi place de așa când e leșinată. Da, o vedeam și la duș, așa s-a înmuiat toată, s-a relaxat. Și, da. Cam atât. Asta este crema cu care dau copii pe față. Trebuie să iau alta. Că deja s-a cam golit. Este de la, nu prea se vede, este de la Veleda, crema de gălbenele. Pe asta o folosim pentru față, pentru copii și este foarte, foarte bună. Am decorat așa anumite chestii pe aici cu niște buburuze micuțe. Ca de exemplu acolo, nu știu dacă se observă. Și unor când aprind pe Oza, mă sperii de buburuzat. Așa e impresia că e altceva acolo. Am mai pus așa, de exemplu, am pus și aici o buburuză. Dar cu asta n-am nicio problemă, dar mereu când vreau să prind veoza asta, mă sperii de buburuza aia, da, mă gândesc că poate e un gândac. Un gândac. Și Claudița acum vrea dragoste. Și nouă ne place să stăm așa ca bufnițele pe întuneric. De fapt, nu știu dacă bufnițele stau pe întuneric, dar noi stăm. Uf, dragostea mea. Numai că imediat trebuie să băgăm ceilalți copilași la somn. Uite ce frumoase ești, uite ce bine îți dă părul. Ai o grămadă de păr. Da, zici că ești o leoaică. Mi-am făcut mai devreme două porții pentru fursecuri. Dar nu eram sigură dacă să... Aici e a doua porție. Nu eram sigură dacă să le coc în seara asta sau să aștept până mâine. Dar dacă tot a adormit Daniel, cred că dorme și Melissa deja, nu știu, că ea doarme cu Dana, cred că au adormit și ele, Claudița doarme și până iese Florin de la duș, am zis că hai repede măcar două, trei tăpi dacă coc, tot am un avans. Mă gândeam să fac mâine, să fac azi, dar na. Dacă pot astăzi, de ce nu? Și o să fac, am rețeta la mine pe canal, fursecuri nemțești. Sunt fursecurile pe care le fac în fiecare an, în perioada aceasta, de vreo câțiva ani încoace, nu știu, de vreo 3 ani. Ce mare vechime, 3 ani, 4 ani, nici nu mai știu de când. Dar cam așa. Și ne plac foarte, foarte mult. Lili? Ce? Așteaptă să fie gata prăjitura. Vreau prăjitură, Lili. Ea este foarte cu minte și ne iubește și stă cu noi până terminăm treaba. Este solidară. Nu se bagă la somn. Liluța, jos. Ce și ascultătoare. Ce și ascultătoare pe loc. Așa trebuie. Noi o să încheiem filmulețul acum pentru că mai am puțină baterie la telefon și s-ar putea să rămân de tot fără. Să se încheie mai repede filmulețul. Ce vrei, Lilișor? Mai trebuie să scot o tavă de fursecuri și am terminat. Cred că mi-au ieșit vreo 70 de biscuiți, de perechi. Sau? Nu. 70 cred că au ieșit în total și când le împerechez îmi ies 35. Cred. Nu, habar n-am, nu mai știu ce am văzut. Eu sper doar că le-am făcut cu pereche și să am destule din amândouă și din oboseală, din cauza oboselii, să nu le fi greșit acolo. Nu știu. Habar n-am, deci chiar la ora asta nu mai procesez, nu mai știu. Dar cred că 70 de biscuiți mi-au ieșit.
Vă spun mâine, după ce îi lipesc, că nu îi mai lipesc în seara asta. Deși mie îmi face mare plăcere, dar a trecut repede timpul și s-a făcut 12 ceasul. Și iar o să mă certe Florin, că stau prea mult. Că așa, oricum mă certa și mai devreme un pic. Mie așa îmi place să fac și nici nu dau seama cum trece timpul, mă relaxează atât de mult. Dar, în fine, nu ne mai lungim. Trebuie oricum să-mi scot biscuiții din cuptor. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși și sănătoase în filmulețul următor. Pa! Și acolo, pa! Și aici, Liluța, du-te tu și culcă-te, nu mai sta după noi. Du-te și te culcă! Să zic că nu-ți dau premiu. Nu-ți dau nimic. Ai mâncat o grămadă în seara asta, imediat te rostogolești. Păi am mai pus și o dată. Am mâncat ca o vițică. Du-te și te culcă! Nu mai primești nimic, să știi. Nu te uita așa la mine, când nu vrea să primească ceva. Da, da, dar dacă îi dai ceva, nu se... Da. Hai, dă-te jos, că trebuie să-mi scot frusecurile.